Dă-i bătaie lui Nicu Țernă. Ce are în comun Adrian Ursu, Sergiu Bizneschi și tante Ludmila Show? Aici e unul pe garaj, aici e doi pe garaj. Pele! Când e că emisiunea e despre dânsul. No, bun, nu știu, hai. A fost Mariana? Este Mariana? Și va fi? Tare bună, mai fost și Țernă ușoară. O mai ții minte? Asta e șutcă? Da. Asta-i... Când ultima dată ești ca cu diafragma? Diafragma cui? Citit în cărți, că așa se spune, mă bucur să te văd. Da, foarte frumoasă cărță citit. Cum merge? Da, cum merge. Dar tu n-ai venit cu mașina, nu? Cum? Da, 20-21, știi cum. Mașina 20-21, gaz 20-21. Credeam că viteză, adică totuși o vârstă. Da. Mă uit la tine și îmi sărești. Eu, mașina mea preferată, e taxiul, tu știi, asta de ani buni. Nu trebuie să nu schimb marca. Nu, niciun caz. Bravo, teatru cum merge? Măi, teatru merge, sfârșit s-o când îi dați nume? Ia că când la botez? După post, cred că. Te depinde de stela botez. Sănătate. Spate, sirena. Măi, apropo, chestiuța asta, noi trebuie să o aruncăm în sus, în jos, sau unde cum vrei tu, pentru a identifica pionierul. Hai. Ce faci, mă aruncăm pe masă sau s-o ții tot una? Stop. Stai. Gata, am pierdut-o. Hai să o găsim. Iată, tu ești cap. Ești cap, dar tu ești bun. Hai, tu ești cap, da. Cum numești așa? Cap. Ok. Hai. Asta înseamnă că eu trebuie să încep. Da. Bun, ești gata? Hai. Dă-i bătaie lui Nicu Țernă. De ce membrii formației Gândul Mâței sunt vegetarieni? Nu știu. Pentru că le place lui Țernă. Tare bună. Mai dar foarte curioasă întrebare. Ce s-a întâmplat cu David Beckham când a avut COVID? Mâncat Beck. Nu simțea gustul victoriei. Săracul. Care este asemănarea dintre plăcintele moldovinești și voturile de la alegerile din Belarus? Nu știu. Ambele sunt vârtite. Super. Hai așa, de ce Sergiu Bizneschi a fost de acord să prezinte Ringstar? Nu știu. Ca peste 10-15 ani să-i cadă niște nunți. Hai. Știi cum, investești, sădești. Adrian Ursu între timp a ieșit din industrie. Eu deja... El de-a mâljoacă. Da. De ce Nicu Țernă e un actor bun? De ce? Nu e un actor bun. E un actor bun. A, pentru că e Nicu Țernă. Nu, pentru că așa 100 de moldoveni au zis. Ok, să da. Fain. Mă rog, atât îți putea? Da. Știi cum noi, dacă nu... Și este e cel mai popular răspuns. Da. Cât okay. Putem, atâta spunem. Da. Care e fotbalist preferat al lui Mihai Ghimb? Nu știu. Hai. Pele! Principalul că eu am scris nu odată despre asta. Păi asta e. Nu odată. Vezi dacă ai emoții. Ce constatează un medic, zoolog, legist? Medic, zoolog, legist? Da, nu te gândi la mâță neapărat, adică... Zoologist? Nu. Moartea căprioare e constat. O mai ții minte? Asta-i șutcă? Da. Asta-i trist. Mănânc și beau. Hai, pentru moartea căprioare. Să-i fie Țernă ușoară. Da. Ce are în comun Adrian Ursu, Sergiu Bizneschi și tante Ludmila Show? Dacă este dosar penal. Da, nu știu. Toți s-au ridicat pe spatele copiilor. Nemernicilor. Care este jocul preferat a taximetriștilor?
joc preferat. Hai, că ai zis că mașina preferată e taxiul. 1, 2, 3. Hai. Nu știu. Nu? Șaște. Sau tu mergi cu niște care sunt sucite acolo, cu bolturile. Cu... Șaște. Adică, cum ar fi corect românești? La Ciocana mergem. Nu. Șaște, dar șaște. Unde mergem? Șaște ai scris, da. Da. Unde mergem, șeful? Da. Ok. Ce premiu la salariu primesc lucrătorii de la AutoVaz? V-ați zimnat, stai o zarplată. Bun. Nu. O ladă cu bere. Așa, ladă. Mulțumim gazdei. Și fac lucrătorii de la Cricova când tai ceapa. Nu știu. Spune. Scap câte o lacrimă dulce. Da, lacrima dulce. Bun. Da. Ok. Ce purceluș a fost mâncat primul pe timp de COVID? Naf. Nuh. Unde sunt cei mai hot fierbinți, pățani din Moldova? În hot dog-uri. La hata ei. Ok, bun. Cum îi spuneau subalternii lui Victor Hugo? Iugoslav. Hugo, boss! Iugoslav tot e bun, apropo. Cum își cumpără Mariana Tauber iPhone-uri? Sau iPhone-i, cum îți place mai tare? Mariana Tauber. Da. Eu vreau să-i spun Mariana. Okay. Ea okay. Pentru mine a fost Mariana, este Mariana și va fi. Cum își cumpără? Cum? Din mijloc, de la Jora, nu? Jora de mijloc? Da, de la Jora. 3+1 gratis. Dar eu cred că, uite, Jora de mijloc, Jora de sus, Jora de jos, 3, știi? Așa. Și unul gratis. Aha. Tot dacă curiez 3 sate, știi ce înseamnă a cura? Da. Nu te gândi la prostie. Deci, curiez. Când curu, ieși și acolo și acolo. Așa, în trei luntri. Da, ok, bun. Ce are în comun un fotograf și un chirurg toracal? Ambii se joacă cu diafragma. Când ultima dată te-ai jucat cu diafragma? Diafragma cui? Diafragma cea de toate zinele. Okay. De ce stomatologii sunt supărați pe regina Elizabeta? Îți dacă sunt medici. Nu știu. Ai, coroniță, nu știu. Coronița nu se poartă în cap, dar în gură. Ok. Cum îl numești pe Ion care mănâncă 4 bucăți de pizza? 4 bucăți de pizza diferite. Cum se numește Ion? Cum îl numești pe Ion care mănâncă 4 bucăți de pizza diferite? Champion. 4 stagioni. Adică Johnny, da, 4 stagioni. Johnny, tu ne parli parole. Tu ne parli. Pourquoi pas? Da. Ce funcție s-ar potrivi lui Igor Sârbu de la acord la armată? Mă doare. Sniper. Sniper. Păi uite, mă doare sniper. Și aici ar trebui un pic să pun așa, răspunsul vine de la București, sniper. Durerea e un fleac pentru Igor Sârbu, sniper. Ok, bun. Au eu un cântec foarte fain pentru șoferi, motoare. Motoare. Cum se numesc jucătorii alte echipe? Alte echiptici. Aproape. Alți gameri. Băi, eu ți-am spus că ei sunt medici acolo. Păi... 60% sau 70%, cât acolo? Hai. Sănătate mult. Pentru alți gameri. Păi, apropo, asta e în Parlament, e valabil. Ia că ești niște gameri acolo. Alți gameri. Alți gameri. Și nu în jur, numai niște alți gameri. Aici e unul pe garaj, aici e doi pe garaj. Și în total numai niște pe garaj. Da. Așa învați copiii, să nu merg la școală. Cum îl provoci pe Jan Raiborg să cânte? Păi cu obiecție. Nu, no, Jan, cânt ceva. Jan.
Ian, te aud. De ce un paranoic arată mereu bine? De tot că e faină. Pentru că după dânsul mereu se uită cineva. De ce Adrian Ursu, wow, a fost de acord să prezinte Moldova Are Talent? Pentru că eu am refuzat. Nu, el crede că emisiunea e despre dânsul. Fain, super. Dar eu... Salutări lui Adrian Ursu. Da. Interesant cum eu. Dezunul din public, aproape cu vocea lui. Pentru că... Fain, băieții pot mima. După dânsul mereu se uit cineva. Ce compliment primea cel mai des Robin Hood? Dar tot așa mai românește, știi? A, mai românește? Da. Mmm, ți-ai schimbat look-ul? Nu, pentru bere arc. Pentru bere arc. Da. Tare bună, mai fost și țărnă ușoară. Sergiu, îți mulțumesc. Cu plăcere. Hai, să fii sănătos. Mă bucur că ai venit, mai treci. Mai treci, mă.